pentru școală de politruci, unde-s doi juriști, numai decât apar trei opinii. Am auzit de nenumărate ori acest refren în Parlamentul de la Chișinău, când deputații recurgeau la argumente diametral opuse, în speranța să-i doboare pe adversarii politici. În realitate, unde-s trei păreri debitate de doi juriști, unul numai decât trișează. Adică stă cu fundul în două luntri. Cu această senzație plecam de foarte multe ori din sesiunile plenare ale legislativului. În loc să fie arena unor dezbateri oneste de căutare a compromisului rezonabil, legislativul se transforma mai curând într-o școală de demagogie și păcăleală. Materii însușite foarte bine și sârguincios de reprezentanți notorii ai clasei politice. Acele, anume acelei școli de gândire, îi se datorează apariția celebrei dihotomii savantlăcoase vizând cele două denumiri, una științifică și alta politică, ale unei și aceleași limbi vorbite de populația Republicii Moldova. În uterul acelei școli a parlamentarismului demagogic s-a zămislit dicționarul moldovenesc-român, celebra operă lexicologică din care continuă să se inspire nimeni alta decât Maria Zaharova, adjuncta ministrului rus de externe Sergei Lavrov, ambii mincinoși de carieră care și-au pus talentele inegalabile în serviciul dictatorului de la Kremlin. Nu încape îndoială că autorul acelui dicționar moldovenesc-român, vă amintiți, și între curentul pseudopatriotic al steluțarelor, care i-a dat blende acelui autor, își trag o bârșie din mantaua lui Stalin, dar asta e altă mâncare de pește, poate vorbim cu altă ocazie. Ca și discuția gnoseologică despre ordinea în care a apărut oul și găina, adică cine au fost mai toxici, mai dăunători pentru populația dintre Prut și Nistru, bolșevicii locali sau păpușarii de la Moscova care i-au ținut în căpăstru. Oricum ai da, școala rusească de înșelătorie oratorică se vede de la o poștă, fără analize sofisticate de laborator și remene politic. Cea mai proaspătă dovadă o oferă pe tavă trâmbițele silitoare ale lui Ilan Șor, paranteză, alias Pescov, Kirienko și alți dresori de la Moscova, că nu-i de capul lui Ilan Mironovici. Deci trâmbițe care folosesc cu îndârjire, cu și fără ocazie, ca la podul oratoric rusesc privind pretinsa supușenie a administrației de la Chișinău în fața patronilor occidentali sau de la București, în mod special. În vechea tradiție a înaintașelor roșii, deputatul jurist V. Bolea, caut în dărătul Revoluției din 7 aprilie, forțe oculte, externe, de altfel, juristul nedeputat Vladislav Grebincea îi vede în dărătul 7 aprilie pe torționarii locali cărora li s-a dat dezlegare la tortură. Și cu asta va rămâne în istorie 7 aprilie și nu cu complot extern. Și altă juristă, între ghilimele, Guțul, nemembră a cabinetului de ministri, albă ca zapada în straie îndoliate, umblă cu drobul de sare ce i l-a pus în poală Kremlinul. Poate mai aburește pe cineva. Bref, când vedeți, auziți că cineva scoate pe gură reproșul, constatarea, acuzația că la Chișinău guvernează marionetele Washingtonului, Bruxellesului, Bucureștiului, căutați în preajmă
umbra lui Putin, cel care a declarat în repetate rânduri că Moscova are în vedere premiza că autoritățile din Moldova nu reprezintă adevărata voință a poporului. De unde deducem sugestia, avertismentul, amenințarea că își va rezerva dreptul Moscova să intervină cu rectificări. Așa cum o sau îl duce capul, cum și încotro îl duce mintea pe Putin, s-a convins toată lumea, toată lumea care are ochi să vadă și urechi, să audă și o leacă de bun simț, măcar o leacă și chipzuință, ca să se apere de înșelătoria discipolilor sârguincioși ai școlii de politruci. Pe curând!